Bună seara și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Fotografii de Familie. Așa cum v-am obișnuit, căutând prin colbul arhivelor și memoria oamenilor, am descoperit începuturile unei alte familii, ale cărei urme se mai văd și astăzi în peisajul orașului nostru. Este vorba de familia Savoiu. Originile sale cunoscute în documente se află pe la începutul secolului al XIX-lea. Atunci, Constantin Savoiu, zis Urcel, a făcut parte dintre cei care au continuat lupta revoluționară de la 1848, iar mai târziu îl găsim printre unioniștii din Târgu Jiu. A trăit între anii 1812-1878. La 21 decembrie 1853 a fost arestat, deoarece fusese la Viena, unde se întâlnise cu generalul Magheru, iar la întoarcere răspândise vestea continuării Revoluției. În 1857, exilații de la 1848 s-au întors în țară și au solicitat înscrierea pe listele electorale. Constantin Savoiu, reprezentând Partidul Liberal, a fost ales în 1857 deputat de Gorj, în adunarea ad hoc, obținând mai multe voturi decât reprezentanții Partidului Conservator, prințul Gheorghe Bibescu și prințul Barbu Știrbei. Cam în aceeași perioadă, mai precis în 1855-1856, pentru a veni în sprijinul părinților lipsiți de posibilități materiale, Constantin Savoiu se oferă să ajute învățământul local. Una dintre cele mai importante donații făcute de Constantin Surcel Savoiu comunității Târgu Jiului o constituie clădirea școlii construită special pentru instrucția și educația fetelor. Aceasta a fost prima școală de fete din Târgu Jiu. Principele Bibescu, în 1860, trece externatul de fete pe seama așezămintelor bâncovenești, dându-i o mai mare extindere. Pe lângă școala de fete gratuită, se mai afla și Institutul Savoiu, pentru că, după cum se spune în documentele vremii, edificiul este făcut de domnul Constantin Savoiu și dat gratis orașului. Școala a purtat acest nume până în anul 1948, când a fost numerotată de regimul comunist. În 1992, școala generală în Mărop redevine școala gimnazială Constantin Savoiu. Constantin Savoiu, Surcel, a avut 8 copii. Dintre aceștia, Constantin C. Savoiu a făcut studii de drept la Bruxelles și în anul 1869, după Alexandru Ștefulescu, sau 1874, după alte surse, îl găsim prefect al județului. Un alt fiu, Emanuel Savoiu, este în 1881 președinte al Tribunalului Județean. Dar despre istoria acestei familii puteți afla mai multe lucruri chiar de la unul dintre strănepoții lui Constantin Savoiu, care la rândul său îi poartă numele. Constantin Savoiu a făcut studii la Bruxelles de drept și s-a căsătorit mai târziu, la începutul lui 1900, cu o doamnă numită Elisabeta Vigan, cu care a avut 7 copii. Acești 7 copii au fost un Filip Savoiu, Filip Constantin Savoiu, tatăl meu. Deci am plătea și onoarea de a deschide din Gorjean, pur Gorjean. În același timp, tatăl meu, în 1941, a cunoscut pe mama mea din Câlnic, Odorasca. Deci am o dublă apartenență, și tatăl din Gorj, Bolboș, Turcen, și familia Savoiilor, și mama din Odorasca, Câlnic, Pinoasă. Deci sânge pur gorjenesc. Absolut. Dumneavoastră, unde sunteți născut și unde ați crescut? Sunt născut în București, în 1945. Am făcut studiile mele la Liceul Mihai Viteazu. După aceea a făcut Facultatea de Comerț Exterior în 1968, după 2 ani de zile, unde a fost în Ministerul Comerțului Exterior Român, am plecat prin căsătorie în Franța în 1970, unde sunt și actualmente, deci am o dublă apartenență franceză și română. Aș spune că cele două țări le iubesc în aceeași măsură. Reîntorcându-ne în secolul trecut, găsim urmele familiei Savoiu și într-una din bisericile orașului. Printre ctitorii care au contribuit la așezarea pietrei de temelie a Bisericii Sfinții Împărați, la 3 iulie 1867, s-a numărat și Constantin Savoiu Surcel. Preotul paroh al acestei biserici era, la vremea respectivă, Constantin Ștefulescu, tatăl institutorului și istoricului Alexandru Ștefulescu. Tot aici, în această biserică, s-a găsit și un potir de argint cu următoarea inscripție: semn de recunoștință către divinitate care a protejat pe Anet Savoiu în ziua de 15 iunie 1873.
Familia Savoiu a cunoscut prin destinele urmașilor săi suișuri și coborâșuri de-a lungul vremii. Iată câteva întâmplări povestite de o persoană care a avut ocazia de a-i cunoaște îndeaproape. Domnule doctor Constantin Lupescu, familia Savoiu a fost o familie foarte cunoscută în Târgu Jiu și cu multe ramificații. Vă rog să ne spuneți pe care dintre membrii acestei familii i-ați cunoscut și în ce împrejurări. În 1933 am început cariera mea de medic la Târgu Jiu ca medic secundar al spitalului din Târgu Jiu, la secția de boli interne. În acel an am fost solicitat să consult pe bătrâna Mimi Savoiu, care era bolnavă. Suferea de o pneumonie, acuza dureri toracice, un junct toracic, tușa și avea febră mare. Era trecută de 80 de ani. Pe vremea aceea nu exista antibiotice și, întrucât bolnava era foarte slăbită și în vârstă, eram foarte sceptic în ceea ce privește vindecarea ei. Totuși, bolnava s-a vindecat. Ea mă solicita să o văd și în convalescența ei. Și îi plăcea să povestească din tinerețea ei. Și mi-a povestit că frecventa baluri, că a fost de câteva ori aleasă regina balurilor, că totdeauna era foarte mult dansată. Mi-a arătat pe pereți niște fotografii ale ei, niște portrete în ulei ale ei de când era tânără. Mai erau acolo pe pereți și câteva tablouri în ulei a unor persoane. Și mi-a indicat că unul dintre ei a făcut parte din divanurile ad hoc când a fost cu Unirea Principatelor. Unde locuia bătrâna Mimi Savoiu? Ei locuiau într-o clădire cu etaj lângă piața publică. Clădirea aceasta a fost demolată actualmente. Parte din curtea ei face parte din piața orașului. Ea era îngrijită de două fiice ale ei, Magdalena, care fusese căsătorită cu bancherul Lafcovici. Și bancherul Lafcovici avea sediu băncii, Banca Târgu Jiu se numea, lângă tribunal. Și Lafcovici a avut un fiu pe Moșulică, care a făcut dreptul, însă el nu a profesat, a avut pe urmă neplăceri, că a fost legionar, a fost închis, iar el era căsătorit cu fiica unui general care fusese declarată, soția lui fusese Miss Oltenia. Magdalena după aceea a divorțat de Lafcovici și s-a căsătorit cu avocatul Gele. Și cu avocatul Gele a avut o fiică pe Puica, care s-a căsătorit cu un aviator, un pilot. Celelalte, Muții, Eliade, nu știu cu cine a fost căsătorită, dar a avut o fiică care trăiește încă, Pinții, căsătorită cu un magistrat pensionar actualmente și duce viață în are domiciliu în Craiova. Cu această ocazie am cunoscut și pe băiatul ei, George, care era capitan de cavalerie. Mi-aduc aminte că atunci când eu eram elev în ultimul an de liceu, am asistat la nunta lor, s-a căsătorit cu o femeie extrem de frumoasă, a fost o nuntă care m-a impresionat prin fas, prin eleganță, la Biserica Sfântul Constantin. Mi-aduc aminte, ea era îmbrăcată numai în mătăsuri, el era de gală, îmbrăcat cu cizme, cu o caschetă, cu pampon, cum era atunci, și ei au trecut printr-un coridor oarecum format de ofițerii care își încrucișau săbilele. Deci îmi rămăsese în minte figura lui de atunci și acum îl cunoscusem după atâți ani în calitatea mea de medic al familiei. Mă întâlneam, după ce s-a vindecat bătrâna, mă întâlneam din când în când cu el prin oraș, mă oprea și eram foarte încântat că mi-a acordat atenție, întrucât ei erau recunoscuți ca o familie de cea mai mare prestigiu în orașul nostru și poate și în județ.
L-am întâlnit mai târziu, în 1974, în București. Era mult îmbătrânit, era îmbrăcat foarte modest. Și l-am întrebat, domnul general, nu te-am văzut, că între timp ajunsese general de cavalerie. Domnul general, nu te-am mai văzut de mult. Părința obosit și cu tare. Zice, dragă doctore, de câteva luni m-am eliberat din pușcărie. Păi, ce-ai făcut tu, domnul general? Zice, eu am fost șeful de cabinet al generalului Redescu. Și zice, și care era misiunea? Zice, în special, oamenii mei ascultau posturile străine cele mai importante, îmi raporta mie și eu dimineața îi prezentam primului ministru Rădescu un rezumat al știrilor mai importante. Și avea o admirație extraordinară pentru patriotismul și curajul lui Rădescu. Mi-a povestit că ambasadorul Uniunii Sovietice l-a invitat la ambasada Uniunii și el, foarte revoltat, a țipat, cum eu, care sunt președinte, prim-ministru al țării, să fiu, dumneata trebuie să vii la mine și eu oricând te pot licenția din serviciu și cu tare. Și cu toate astea mi-a spus că, mi-a mai povestit iarăși de soarta lui Rădescu, cum a fost, pe urmă au venit trupele sovietice și l-a trebuit să se refugieze la ambasada Americii și mult mai târziu, într-un dulap, l-au scos și cu avionul l-a trimis în America, unde a și murit. Din când în când el mai vorbea la radio America. Afară de asta, ei au mai avut un văr pe care l-am cunoscut foarte bine, că l-am tratat timp îndelugat, îl chema Moțăvoiu. Era văr cu ei. Acest Moțăvoiu era un mare proprietar, avea o mare moșie la Bolescu. Când l-am cunoscut eu, avea cam 55 de ani. Era necăsătorit, făcuse studiile de drept la Paris, nu era căsătorit și fusese coleg la Paris cu George Tătărescu, cu care era foarte bun prieten. El a fost numit, când a fost un guvern liberal al lui Tătărescu, el a fost numit prefect de Gorj, acest Moțăvoiu. Era un om foarte corect, foarte cinstit. Și la un moment dat el mi-a povestit, o să dimisionez că nu pot să mă împac cu ceilalți deputați parlamentari liberali pe care eu consider parte din ei că nu sunt corecți. Și el a dimisionat și s-a retras din nou la Bolescu. Stând acolo în singurătate la Bolescu, necăsătorit, s-a îmbolnăvit de nervi. Și își studia totdeauna pulsul și se părea lui că nu bate pulsul bine, îi era teamă să nu aibă vreun acces de cord și noaptea mă pomeneam pe la 1-2 cu șoferul lui, mă ducea la Bolescu. Era destul să-i fac o injecție oarecare, cu apă distilată, cu ser, și spunea, nu, mă simt mai bine, mă simt mai bine. Supera de ipohondrie, era, nu? Da, era bolnav de nervi, ipohondru. Și cu timpul s-a accentuat starea lui nervoasă, izolarea lui, nu numai atâta. Venise comuniștii și teama de comunism, se temea că el era mare moșier. Se îmbolnăvise de boala lui Parkinson, care e o boală caracterizată prin tremurături tot timpul și cu o figură așa înțepenită. Și ajunsese să stea în pat de frică să se mai dea jos din pat. Îmi părea rău de el, că era un om cistit și foarte cult și mă apropiasă mult sufletește de el. Și atunci eu l-am luat la oraș, i-am spus, vine-o la Târgu Jiu, și a găsit o locuință în apropiere de locuința mea și după ce luam masa pe la 2, făceam cu el plimbări pe digul Jiului, ca să recapete încrederea în el, ceea ce s-a și întâmplat. Și după vreo 2 luni de zile, el mi-a făcut o propunere. Zice, uite ce se întâmplă. Eu îți fac ca 200 de pogoane de pământ arabil de la Bolescu, cu o condiție să nu le vinzi. Zice, uite care e rațiunea.
dacă vei avea pământ acolo, vei face o mică gospodărie și vara vei veni acolo și te voi avea lângă mine și nu voi mai veni eu la Târgu Jiu, că eu am atâta mușie, nu-s căsătorit și nici sora mea, care era mai mare cu 3-4 ani, nu era căsătorită. Eu am refuzat, am spus, neam de neamul, n-au fost moșier, eu nu renunț la profesiunea mea de medic și asta a fost o mare inspirație, că altcumva m-ar fi găsit și pe mine comuniștii ca mare proprietar și aș fi terminat un lagăr. El a avut de suferit din cauza regimului comunist, acest moț Săvoiu? El n-a fost, el fusese liberal și când au venit comuniștii, când s-au dus să-l ridice pe el, el era într-un stat deplorabil, slăbit și cu tare, cât nu l-a mai ridicat. N-a mai trăit după aceea decât o lună. Sora lui, care era care nu era căsătorită la început, era cu mare gomă și pretenții. Spunea ea că a cerut-o în căsătorie Tătărescu și n-a vrut să o ia, că era oarecum diferență de grad social. Așa, dar în ultimul timp, pe la 60 de ani, s-a căsătorit cu un colonel pentru averea ei. Dar colonelul n-a fost demn, că atunci când a venit comunistii și când i-a pierdut toată averea, s-a despărțit de ea. Și ea a fost ridicată, nu știu, și unde a murit, eu n-am mai văzut-o. Cușa ridicată ca mare proprietară. Grădina publică, loc de recreere de peste 100 de ani pentru locuitorii orașului, își datorează înființarea tot familiei Săvoiu. Aici, pe una din alei, se află o fântână colmatată pe care figurează inscripția în memoria iubitului meu soț, Constantin C. Săvoiu, și scumpei mele fetițe cu tisore. Sunt mulți membri ai acestei familii care în perioada de după 1950 au scăpătat, au decăzut. Au da, pentru că au pierdut tot ce au avut. Și alte surse de venit nu au avut, probabil, decât moșiile și ei nu aveau treabă decât moșiile care le aveau, și la Borusca aveau și o biserică care era a lor, a familiei lor și cu tare, unde erau îngropați strămoșii lor, m-a dus și pe mine și am vizitat această biserică la Borescu. Revenind în prezent, iată că strănepotul lui Constantin Săvoiu s-a întors pe meleagurile gorjenești nu doar pentru a-și aduce aminte de trecut, ci și pentru a se implica în viața comunității, așa cum au făcut-o și înaintașii săi. Domnule Constantin Săvoiu, cu ce vă ocupați în prezent? Știu că aveți o bogată activitate în foarte multe domenii. V-aș ruga să menționați pe cele care ocupă cel mai important loc în activitatea dumneavoastră. Principala mea ocupație, care este nodul în jurul căruia construiesc toate celelalte ocupații sociale, economice, sindicale sau politice, este profesiunea mea de director export. Deci lucrez în grupul Saint-Gobain, înființat în 1665, tricentenar, prim grup francez în domeniul industrial, al sticlei, a izolației și al metalurgiei. Deci, principala mea ocupație sunt director export pentru Orientul Apropiat, Mijlociu și pentru România, bineînțeles. Sunt în special însărcinat cu ambalajele farmaceutice. În același timp, ținând cont de activitatea mea în domeniul exportului, am plăcerea și onoarea de a fi numit cu 3 ani în urmă Consilier al Comerțului Exterior al Franței. Consilier al Comerțului Exterior al Franței este o funcție în care autoritățile franceze numesc personalități care au 20 de ani, cel puțin, experiență în domeniul economic și al exportului. Rolul nostru este de a promova exporturile franceze, de a ajuta întreprinderile mici și mijlocii de a se implanta în străinătate și a ajuta la raporturile bilaterale între țările străine și Franța. În același timp, am o îndelungată activitate sindicală din 1974 ca delegat național al Confederației Generale a Cadrelor. Cu această ocazie am avut plăcerea de altfel să cunosc pe domnul Victor Ciorba în 1990, când am venit în capul unei delegații ale cadrelor franceze.
Anii următori am avut ocazia să le văd, să legăm relații de amiciție și de încredere reciprocă și am fost în același timp plăcut, impresionat și onorat de a-l văd antiprimar și după aceea prim-ministru al Franței. În paralel, scuzați-mă, vedeți faptul de a mea îmbala Franței și România. Au devenit pentru dumneavoastră, se suprapun aceste și țările aveți absolut dreptate, faptul de că două zile am fost cu delegația franceză a domnului președinte Chirac, vine și sâmbătă, domnul Constantine a spus același lucru, nu mai știm dacă sunt doi președinți ai României sau doi președinți ai Franței. Deci aceasta arată un lucru foarte important, că această relație profundă, nu numai de prietenie, dar de dragoste istorică, socială, economică între cele două țări, ia un nou avânt prin această vizită a domnului președinte Chirac. Pentru a termina, am o funcție care mă onorează chiar mai mult decât celelalte, pentru că mă ține în suflet, este faptul că sunt vicepreședinte al Diocezei Ortodoxe Române în Franța, sub jurisdicția Patriarhatului Român, a Patriarhatului Teoptist, actualmente arhiepiscopul locum tenens, cel care ține locul, este mitropolitul Serafim, adunarea generală a episcopatului pentru Europa Occidentală și Meridională a ales cu câteva luni în urmă Părintele Noica, pentru anumite motive domnia sa a refuzat să vină și sperăm că în curând vom avea un arhiepiscop care va face deci această legătură între țara mumă și credincioșii ortodoxi români din Franța și din Europa Occidentală. Sunteți plecat de foarte mult timp din țară, totuși nu v-ați uitat rădăcinile și lucru și mai important, reveniți în Gorj. Ce vă atrage? Ce mă atrage? Multe lucruri. În primul rând, cred că nu se poate face ceva de profund, durabil, fără rădăcini. Ceea ce face că Occidentul este uneori în criză morală, e faptul că eu am pierdut rădăcine. Rădăcine morale, rădăcine spirituale, rădăcine familiare. În Occident, celula familială nu mai există. Este în curs de a se rupe, de a se dezbina. Revenind în Gorj, revenind în România, găsesc aceste rădăcini familiale profunde ale acestei țări care s-a făcut timp de secole prin crearea de straturi legate între ele. Deci Gorjul, primul, este revenirea la familie, la un mediu care este profund legat de adolescența și de viața mea și care retrăiesc în același timp o reînnoire a țării. Timp de ani de zile a fost această stagnare datorită comunismului, a doua stagnare între 1990 și 1996 și în sfârșit către o reînnoire datorită votului poporului român începând cu noiembrie 1996, unde cred profund că prin o mobilizare a întregii energie a poporului român, cu dificultăți inerente, vom putea în sfârșit să luăm locul nostru care ne revine în Europa. Și totuși, domnule Constantin Săvoiu, vorbiți de această întoarcere la rădăcini. Comunitatea europeană, acest deziderat al multor țări occidentale, nu înseamnă dispariția tocmai a specificului național, a granițelor, nu neapărat teritoriale, ci a identității fiecărui popor. Cred că ceea ce caracterizează puterea și perenitatea unei națiuni este tocmai intrarea și rădăcina într-un spirit național istoric. O Europa fără inimă, fără ideal, este o Europa care este datorită, poate să devină o Europa a eșecului. România are un rol important. Randevul pe care l-am avut cu domnul președinte Chirac, 18 februarie, săptămâna trecută, a fost elocvent din acest punct de vedere. Domnia s-a spus lucrul următor și subliniez. Pentru România, Franța este un aliat sigur și durabil în Europa Occidentală. Pentru Franța, România este aliatul cel mai sigur și durabil în Europa Orientală. Altă cale pentru Franța nu există. Ce înseamnă? Înseamnă lucrul următor. Că în acest context, Europa Centrală, Europa Orientală, francofonia, latinitatea României este un gaj de succes al politicii occidentale. Deci nu se poate pune niciun moment ideea că Europa Occidentală poate să admite un anumit număr de țări, Polonia, Cehia și Ungaria, și nu admite ceea ce se numește pilierul sau pivotul latinității și Occidentului în Europa Orientală, care este România. Din acest punct de vedere, cred și sunt sigur
în funcție de discuțiile am avut cu domnia sa, domnul președinte Jacques Chirac, ce am auzit în cursul vizitei de două zile în România, cu relațiile că le-am forjat, le-am favorit, să folosesc termenul românesc, timp de 27 de ani și 24 de ani de viață politică în Franța, că România, în curând, sper, doresc și sunt convins, va intra în același timp în Uniunea Europei și în același timp în NATO. Domnule Constantin Savoiu, să revenim puțin la meleagurile gorjene. Fosta școală numărul 8 poartă numele dumneavoastră, de fapt al străbunicului dumneavoastră, care a cedat un loc și o clădire pentru construirea primei școli de fete din Târgu Jiu în anul 1856. Ce ne puteți spune? Când va fi dat în folosință noul local al școlii? După Revoluție, în 1992, autoritățile gorjenești, Consiliul Județean, ne-a făcut onoarea și plăcerea de a reda numele Constantin Savoiu școlii numărul 8. În același timp, noi am înființat o fundație Constantin Savoiu, la care toate persoanele de bună credință sunt invitate de a participa și lansez de altfel un apel la toți familia, toți familiarii Savoiilor, care ar fi, că nu ne cunoaștem prea mult între noi, veri, verișori, rude îndepărtate, știți, nu există un drept de autor. Constantin Savoiu am fost printre unii care au avut această idee de a reînnoi tradiția familială, dar nu am niciun drept mai mult decât ceilalți. Eu sunt gata și doresc să revăd verii apropiate îndepărtate, care nu i-am cunoscut cu multă plăcere, deci nu este vorba de gelozie sau de drept de autor față de ceilalți. Și în același timp de a face ca această școală, care e cunoscută în Târgu Jiu, să devină mai cunoscută și mai puternică. Noua aripă, care a fost construită cu ajutorul statului și a autorităților județene, va fi inaugurată în curând, primăvară. Eu mâine am un rendezvous cu direcția școlii, vom vedea împreună cum la această festivitate, care o dorim deschisă, culturii Gorjului și într-un fel la preamăririi spiritului gorjenesc de cultură, de economie și de istorie, să reprezintă un moment important în viața locală. Bineînțeles, toate autoritățile vor fi invitate, județul, primăria, toți oamenii de cultură și de arte, pentru a face puțin demonstrație că Gorjul este o regiune importantă în țara noastră. Domnule Constantin Savoiu, v-aș ruga să ne vorbiți puțin despre tatăl dumneavoastră. Cunoaștem destul de puțin despre dânsul. Tatăl meu, deci Filip Constantin Savoiu, fiul lui Constantin C. Savoiu, fiul lui Constantin C. Savoiu Surcel, a terminat studiile la Liceul Militar Menția Dalului, după aceea a fost învățător în regiunea bucureșteană, și în 1940 a fost plecat pe frontul războiului rusesc. A luptat într-un regimentul 2 vânători de gardă, regimentul lui a fost complet decimat și câte puține supraviețuitori a făcut dânsul, domnia s-a făcut parte. După 1942 a intrat în Ministerul de Interne, a făcut o carieră fulgurantă, ajungând director de cabinet al Ministrului Adjunct de Interne din epoca 45-46-47. După luarea puterii de către comuniști în 1947, 31 decembrie, imediat epurările au început și tatăl meu a fost arestat la începutul 1948, acuzat de spionaj în favoarea americanilor, i-am plin marșat, în plină epocă de rațiune și plină epocă de luptă contra celor care erau indezirabili. S-a regăsit în beciurile Ministerul de Interne, pe vremea aceea, unde este partidul, unde era Ceaușescu, era Ministerul de Interne. După 6 luni de deținere ilegală, bineînțeles, a fost distrus moral și spiritual și s-a găsit la 45 de ani, pensionat. Dânsul a trăit cu penibilitate, cu o mică pensie, până în 1962, când a murit de un cancer generalizat la vârsta de 57 de ani. Mi-a spus un lucru următor: iubitul meu, să nu uiți niciodată ce a făcut de rău pentru această țară comuniștă. Și dacă într-o zi să poți, să mergi în Occident, să lupți contra acestei molim care a fost comunismul. Mi-am însușit această idee și această pătrundere în spiritul meu, al tatălui meu, și am avut de mic copil, deci ideea de a lupta contra unui sistem, unui ordine care trebuie să știe neapropiat, nu a fost propriat, a fost importată dintr-o țară străină
și care a adus în spatele ei peste 50 de milioane de morți, 50 de milioane de morți dați de organe oficiale rusești. Domnul Elțin, într-un interviu recent la Paris, da, 70 de milioane de morți. Cuba, China, Rusia, România, Bulgaria, milioane, milioane de morți. Deci această doctrină, una dintre cele mai perverse ale istoriei actuale, rămâne ca o pată în istoria omenirii. Deci, de la început am fost convins că trebuie să lupt contra aceste doctrine. Am avut șansa de a cunoaște într-o primă căsătorie prima mea soție franceză și am emigrat după ce am făcut facultate de comerț în 1970 în Franța. Tatăl meu, deci, fiind decedat, mama mea a rămas la București. Cu imensă greutate, anul următor a putut să vină în Franța, cu multe privațiuni, și am avut șansa că, după un număr de ani, în 1989, când nici, vă spun sincer, nu credeam, credeam că poate copiii mei vor vedea într-o zi căderea comunismului, a putut să vin în sfârșit în România, în sfârșit eliberată. M-a durut puțin sufletul că timp de 6 ani a fost această stagnare economică, această regresiune, deși am căpătat în libertate de expresie, libertate de a putea să fim cu ceilalți la nivel european, însă punct de vedere economic, punct de vedere al notorității țării, această stagnare, pot să mă vorbesc de proasta faimă că am avut cu mineriadele, am asistat la a doua mineriadă, eram în Piața Victoriei și am asistat, mi-am dat seama, eram cu o delegație franceză, pot să vă spun că a fost o imensă, proastă reclamă făcută țării, deci am stagnat și am regresat. Am fost prezent toate momentele importante la ambasada română după 90, am asistat la legile din luna noiembrie, ca corespondent între alte la Ziarul Adevărul, pot să spun că această imensă speranță de schimbare a poporului, am putut să-mi dau seama că a fost materializată prin victoria actuală a noului guvern. Sentimentele Franței, ale poporului francez, au fost foarte clar definite prin vizita președintelui Chirac în România. Credeți că mai este nevoie de un lobby pentru România în Franța? Stimată doamnă, nu mai este nevoie, este imperativ. Când domnul Jacques Chirac ne-a primit pe 18 februarie la Élysée, timp de peste o jumătate de oră, ceea ce este rarisim, trebuie să subliniez că domnul Jacques Chirac nu a dat niciun interviu pentru niciun organ de presă în vizitele anterioare făcute în Europa Centrală, nici în Polonia, nici în Ungaria și pot să vă asigur nici în Cehoslovacia, unde va fi Cehia, nu a primit. Deci a fost ceva mult excepțional. Deci dânsul a spus clar, România are o poziție privilegiată față de celelalte țări, o să numesc prin ce o țară. Deci cred că numai prin o muncă pacientă se poate ajunge la un rezultat concret. Domnule Constantin Săvoiu, vă mulțumim foarte mult pentru interviu acordat. Ne pare rău că timpul este atât de scurt și nu putem sta de vorbă mai mult, dar sunt convinsă cu prima ocazie, atunci când va avea loc inaugurarea noului local de școală, vom putea depăna și alte amintiri și alte impresii despre... Eu vă mulțumesc foarte mult și vreau să anunț la gorjenii noștri că cred că în sfârșit vom putea să punem în practică o idee, că am anunțat-o deja cu câțiva ani de zile, dar acum va deveni poate realitate, crearea unei asociații pentru dezvoltarea economică, socială și culturală a Gorjului. De ce vă spun de această asociație? Noi avem nevoie să facem un lobbying, cum a spus dumneavoastră, pentru regiunea noastră, pentru țara noastră, în principal pentru regiunea noastră, în România și în afară de România, pentru a demonstra prin o organizație deschisă la toți factorii economici, la toate partidele politice a Gorjului, la autoritățile Gorjului, că Gorjul poate oferi întreprinzătorilor, investitorilor străini, francezi, germani, posibilități economice, industriale. Avem un teritoriu, avem o populație formată, o populație inteligentă, o istorie, un pitoresc. Deci exact, cred că trebuie foarte bine valorificat și în Occident nimic nu se face fără un lobbying. Ungaria, Polonia, Cehia au un lobbying în America, pentru NATO sau pentru Uniunea Europeană, să avem și noi un lobbying românesc pentru Uniunea Europeană și pentru NATO și, în același timp, un lobbying gorjonesc.